Doamnelor și domnilor, ne aflăm în fața unui paseist de excepție. Domnul Dance Mihăilescu ne-a fermecat totdeauna cu verbul său, cu scrisul său, dar de data aceasta parcă a atins o culme. Este o adevărată esență, este un imn pe care îl dedică literaturii de odinioară, oamenilor de odinioară și unei specii literare mai puțin obișnuite, care este diaristica, cu alte cuvinte, jurnalele. Domnia sa comentează, eu am publicat vreo 3-4 jurnale și trebuie să vă spun că este o muncă extraordinară, dar în aceste pagini se regăsește trecutul. Sigur, sunt multe lucruri plicticoase în aceste jurnale și marea artă a cuiva este să deceleze, să caute, să găsească și să pună în evidență tocmai elementele esențiale. E bine, acest cineva, pentru majoritatea sau pentru jurnalele esențiale, este domnul Dance Mihăilescu. Și mai face domnia sa un lucru pentru care trebuie să-i fim recunoscători și luându-i cartea, îmi veți da dreptate. Îmi veți da dreptate și sunt convinsă că veți suna la editură ca să confirmați acest lucru. Și anume, contează foarte mult nu numai ce scrii, ci și cum scrii. Cum scrie Dance Mihăilescu? Sa, după lecturile mele personale și cred că sunt în asentimentul multora dintre dumneavoastră, după Arghezi și Vasile Voiculescu, este scriitorul român care frământă cel mai frumos limba română. Caută valențe pentru fiecare cuvânt, îngemânează cuvintele în fraze absolut extraordinare, încât este absolut o plăcere orice text al domnului Dance Mihăilescu. Pentru cartea de față se mai întâmplă un lucru. Mă și întreb dacă domnia voastră n-ați mers pe ideea că noi astăzi, oamenii de acum, nu mai avem răbdare să citim texte lungi. Și atunci, ca să ne cuceriți, domniile voastre scriitorii, ați găsit această formulă a unor pastile. Ori această însumare de pastile pe care o faceți în volum este mai mult decât salutară. Dânsul trece, după ce prezintă un jurnal, trece la altul, face considerații, face o caracterizare, vorbește de un scriitor, vorbește de un poet și trebuie să vă spun, eu m-am simțit o dată în plus emoționată pentru că pe parte din ei i-am cunoscut și îmi face plăcere o dată când o să stăm la un pahar de vin roșu să adăugăm câteva lucruri. Dar aici, pentru domniile voastre, mi-aș permite totuși sau trei lucruri. Domnul Mihăilescu face o referire la acel ansamblu de gesturi, de recomandări care fac viața posibilă și care înseamnă politețea, buna creștere, le savoir vivre, le savoir faire. Ei bine, dânsul spune că în momentul când cineva, când două persoane ciocnesc paharele, dacă paharele se sparg, gazda nu trebuie să dea semne de nemulțumire sau de nerăbdare. Domniile voastre, sunteți chemați acum să spuneți dacă gazda avea dreptate să se înfurie sau nu. Pentru că cele două personaje erau două personaje evocate de dumneavoastră. Era Barbu Brezeanu și Neagu Giuvara. Și scena se petrecea în casa mea. Atât de entuziaști au fost cei doi domni când s-au revăzut, încât au ciocnit două cupe de șampanie, dar vai, cupele erau de bacara. Entuziasmul lor a fost așa de mare că le-au făcut să îndemne. Eu am rămas bine crescut.
crescută și, fără îndoială, nu le-am făcut nicio observație, dar, de gândit, nu pot să vă spun ce am gândit. Și atunci, să mergem mai departe cu politețea. Politețea, după toate regulile europene, cere să faci sau să nu faci cu tare lucru. Politețea, după ideologia orientală, cere să-ți frânezi gândul, nici măcar să nu gândești de rău. Eu mă mărturisesc cu umilință că atunci am gândit de rău și de unul și de altul. Asta nu i-a împiedicat să fie doi oameni fermecători și sper să discutăm încă multă vreme despre virtuțile lor și ale altora. Domnul Dance Mihăilescu este un admirator împătimit al Reginei Maria, așa cum suntem mulți dintre noi. Și vreau să-l anunț și sper că îmi va face onoarea să lanseze volumul pe care îl traduc în viteză în 1929. Este continuarea jurnalului, este absolut fermecător și legat tot de această politețe de care dumneavoastră sunteți pe bună dreptate observat, am să vă spun ca un lucru inedit din acest jurnal, un lucru. Regina Maria era o femeie bine crescută, fără îndoială, era desăvârșită. Dar sunt momente când ești pus în dificultate. Reginei Maria îi se cere să boteze un copil. Pentru noi, pentru ortodoxi și obișnuiți, știți ce înseamnă? Nașul, nașa, au câteva obligații. Care este obligația? Preotul te întreabă, te lepezi de satana? Regina Maria nu știa foarte bine românește. I s-a părut că trebuie să rămână politicoasă și atunci a repetat, te lepezi de satana? Era vorba de regina țării, a zâmbit și a mers mai departe. De ce vă spuneam lucrul acesta? Că, vedeți, și politețea își are măsura ei, depinde cine face o gafă, pentru că asta nu poți să spui că a fost o impolitețe. A fost un moment neadecvat. I-a părut rău reginii și ea notează amuzată. În sfârșit, dumneavoastră mai semnalați în carte ceva care vă rog să mă credeți că în legea poliției române, până la introducerea regimului comunist, exista articol de lege. Era delit de clavusuri. Noi am fost victimele acestui delit de clavusuri aproape toți. Cu alte cuvinte, mergi pe stradă și trece un nesimțit cu mașina printr-o băltoacă și te stropește. Până în 44, să știți că acest delit de clavusuri se pedepsea cu o amendă foarte mare și cu obligația de a lua haina persoanei stropite și de a o duce la ceea ce era pe vremuri lufărul. Iată un gest de politețe de data aceasta al poliției române, pentru că esența cărții domniei voastre mi se pare această viață civilizată, această viață prinsă în niște reguli care nu trebuie să fie foarte stricte, nu trebuie să fie absurde, dar care ne fac să ne privim zâmbind, să nu fim mitocani, să nu ridicăm tonul, să cunoaștem, într-un cuvânt, măsura. Pentru această bijuterie pe care ne-ați oferit-o, domnule Mihăilescu, nu putem decât să vă mulțumim, să o citim, să o citim și să o răscitim. Vă mulțumim!